Regina Maria este un personaj foarte important pentru istoria poporului român și, în primul rând, pentru faptul că vorbim despre o principesă străină care în scurt timp a ajuns să fie foarte îndrăgită de poporul român. Caseta de bijuterii a Reginei Maria este realizată din argint aurit și este așezată pe un postament în trei trepte. În cele patru colțuri avem patru personaje simbolice. Trei dintre aceste personaje sunt masculine, unul feminin. Are un decor floral cu flori și frunze din soiul rozacea și pe laterale avem dispuse flori și frunze de ciulin. Acesta este un aspect foarte important pentru că florile de ciulin sunt simbolul protector al scoțienilor în timp de război, ceea ce face o legătură directă cu apartenența principesei, anume că tatăl principesei era duce de Edinburgh. Caseta de bijuterii a fost dăruită de către, cum apare și pe frontispiciul casetei, de către doamnele române. Este un dar de nuntă pe care l-au oferit în 1893 la sosirea, probabil la sosirea în țară a cuplului princiar Ferdinand Maria. Când spunem doamnele române, vorbim despre soțiile celor mai importanți membri ai Partidului Conservator, care au făcut un efort și au comandat această casetă de bijuterii la Casa de Orfevrier Parisien Froment Meurice. Pe partea frontală avem dispuse semicircular stemele, o parte din stemele județelor României. Există și o monogramă pe partea frontală a casetei, monograma principesei Maria. Deasupra stă scrisă dedicația alteței sale regale, principesei Maria, semnat Doamnele României. Scopul ei inițial a fost acela de a păstra bijuteriile. Rolul ei era unul de safe. Mai târziu a avut un alt rol, a ajuns să fie caseta în care era depusă cealaltă casetă de argint în care a fost inima reginei Maria. În 1938 regina a murit și a avut ca ultimă dorință ca inima să-i fie depusă sub lespezile bisericii Stella Maris din Balcic. În 1940 România a pierdut cadrilaterul, cutia în care era depusă inima reginei Maria, dinpreună cu această casetă de bijuterii, au revenit în țară și au fost depuse în, la Bran, unde era reședința princiară. În 2015, caseta de argint în care era depusă inima reginei Maria s-a întors în sala de aur de la Castelul Pelișor. Caseta de bijuterii poate fi văzută expusă în expoziția Tezaur de la Muzeul Național de Istoria României.